Autoritățile gorjene au intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru alegeri. După ce au aflat ordinea pe buletinele de vot, s-a făcut și așezarea în pagină. Prima poziție revine PSD, apoi în ordine USR, ALDE, PMP, PNL și cei doi independenți. S-a stabilit încă din data de 28 mai. Deja am pregătit machetele buletinelor de vot, astăzi celor două tipuri de buletine de vot pentru municipiul Târgu Jiu și Comuna Drăguțești. Vor fi toți cei 7 candidați la Târgu Jiu și 4 de la Drăguțești pe aceeași pagină. Pentru că ne permite formatul A4 să încadrăm pe toți în 4 laterele prevăzute de hotărârea de guvern. Astăzi a fost cumpărată hârtia pentru buletinele de vot, urmând ca acestea să fie tipărite în mehedinți. Acum 5 minute, de față cu dumneavoastră, de altfel, am vorbit cu colegul nostru care este la Curtea de Argeș pentru a ridica hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot, respectiv aproximativ o tonă și jumătate. Deja sunt pe drum. Astăzi am înțeles de la colegii de la Mehedinți și de la Inspectoratul Județean de Jandarmi că după ora 16 încep să tipărească buletinele de vot pentru județul Mehedinți și în zilele următoare, mâine sau poi mâine, depinde cum se organizează tipografia, vom tipări și noi buletinele de vot. Săptămâna viitoare va avea loc și extragerea președinților de secții și locțiitorilor.